Bun găsit pe scara cuvintelor! Într-un mai vechi articol de-al meu, sugeram că, pentru noi creștinii, preceptul filozofic cartezian, gândesc, deci exist, ar trebui să se transforme într-un precept spiritual de forma mă rog, deci exist. Căci nu știu ce altceva poate defini mai bine statutul lui unui om care se împiedică mereu în propriile slăbiciuni și care depinde tot timpul de ceva din afara lui, decât dialogul cu acela care îi este tată în realul sens al cuvântului și care are cu adevărat puterea de a schimba acolo unde omul este pur și simplu neputincios ori ineficient. Nu am de gând să definez rugăciunea sau să discut despre ea, o voi face poate altă dată. Ceea ce știu este că atâta vreme cât omul își cinstește Creatorul și îl consideră dreptată a tot nu se va da niciodată înapoi de la a cere ceva. Situațiile disperate, în care individul se trezește gol și neînsemnat, în fața unor forțe pe care nici măcar nu-și le imaginea, generează aproape întotdeauna rugăciuni intense, speranțe nereținute, coagulări comunitare fără precedent. Uneori, rugăciunile primesc răspuns imediat, alteori, însă, Dumnezeu, tace. În acest al doilea caz, întrebarea este de ce? De ce un tată care poate face orice, care urăște răul și boala, care își iubește copiii până acolo încât s-a sacrificat pentru ei? De ce tace? În cartea Dumnezeu pe mut, apărută la editura Kerigma în 2012, autorul Pete Gregg unul dintre liderii și fondatorii organizației Rugăciune 24 din 7 constată, în primul rând, că rugăciunea fără răspuns este exclusiv o problemă a celui credincios. Pentru Ateul cinic, lipsa unui răspuns la rugăciune nu e decât dovada că a avut dreptate. Prin urmare, întrebarea de ce tace Dumnezeu este întotdeauna întrebarea celui care crede în Dumnezeu pentru a-și arăta intențiile cu privire la această carte, Pitt folosește ca exemplu o situație extrem de sugestivă. Doi tineri credincioși căsătoriți, pe numele lor Jim și Molly, au primit din partea lui Dumnezeu un copil. Nou născutul urla noapte de noapte, aducându-și părinții în pragul nebuniei. Deși s-au rugat intens pentru ca pruncul lor să se oprească, Lucrurile s-au înrăutățit și mai mult. După 20 de ani, Jim și Molly continuă să se roage. Însă, de 20 de ani, au încetat să se mai roage pentru nevoile lor personale. Faptul că Dumnezeu nu a răspuns atunci la rugăciuni le-a schimbat așteptările. Ei cred că Dumnezeu mai poate face minuni, însă pentru alții, nu pentru ei înșiși. Ei bine, spune Pit, pentru oameni ca Jim și Molly am scris cartea Dumnezeu pe mut. Însă nu e doar atât. Autorul a trecut el însuși printr-o experiență traumatizantă când soției lui, Sammy, i s-a descoperit o tumoară de mărimea unei portocale între oasele cranului. După ce această excrescență a fost operată, Sammy a continuat și continuă, dacă bine am înțeles, să treacă prin crize epileptice cumplite, Crize care apar, desigur, pe neașteptate. Trauma sau criza, observă Pit, te aruncă mereu în brațele lui Dumnezeu, fie că ai crezut în El, fie că nu. Ei bine, da. Pete Greg are dreptate. Sunt de părere că, atâta vreme cât omului îi merge bine, surplusul de confort fizic și psihic, dat de condițiile sociale și materiale, îi umplu golul din suflet. Și îi susțin ignoranța. Când însă intervine trauma, brusc acest surplus dispare, iar golul interior se cască amenințător. În acel moment, omul conștientizează existența golului și îl vrea umplut, și înțelege că, depășit fiind de situație și incapabil să-l umple singur, doar Dumnezeu este soluția. Dar ce facem dacă Dumnezeu nu reacționează? Ce înțelegem din lipsa unui răspuns la rugăciunile noastre? Ignoră Dumnezeu suferința noastră? Oare chiar nu îi pasă? Pitt e de părere că o astfel de concepție nu poate fi decât greșită. Dumnezeu ne iubește și nu poate rămâne nepăsător. Dacă l-am putea vedea, și dacă, în toată durerea noastră, am ridica ochii pentru a-l privi, am descoperi uimiți că ochii lui sunt plini de lacrimi. Cum însă nu-l putem vedea, lipsa unui răspuns imediat la rugăciuni ne produce nemulțumire, ba chiar frustrare. Și asta fiindcă simțim nevoia de a ști că ceea ce experimentăm contează pentru el, că cererile noastre au fost auzite de el, că lui îi pasă cu adevărat. Ei bine, rămâne încrederea. Hudson Taylor, un misionar din China, a suferit o cădere nervoasă din pricină că toată activitatea lui nu dădea rezultatele așteptate. Ba mai mult, după această cădere nervoasă, a primit vestea că o mare parte dintre cei întoși la Domnul aflați în China au fost masacrați. Vestea aceasta l-a zdrobit pur și simplu. Nu pot să citesc, i-a spus el soției, nu pot să gândesc, nu pot nici măcar să mă rog, dar pot să mă încred. După moartea lui, sămânța lăsată de el pe continentul asiatic a crescut și s-a transformat într-o biserică extrem de vie și de sacrificială. Atunci când suferim și durerea pare lipsită de sens, adnotează Pit Greg, s-ar putea să ne vină greu să gândim limpede sau să ne rugăm cu perseverență. Dar putem în continuare să ne încredem, odihnindu-ne în liniște în dragostea Tatălui pentru noi. Ce înseamnă asta? Păi, în primul rând, ar trebui să medităm la promisiunile făcute nouă de Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Ar trebui, în al doilea rând, să ne amintim de bunătatea revărsată de Dumnezeu peste noi până în acel moment. Pe scurt, ar trebui să fim conștienți de dragostea Lui care s-a revărsat și continuă, în ciuda lucrurilor care se întâmplă și parcă pentru a le înciuda, Continuă să se reverse peste noi în fiecare moment. Următoarea întrebare care se pune are legătură cu ceea ce poate face sau nu Dumnezeu. Oare nu are El puterea de a interveni și de a rezolva situațiile disperate prin care trecem? În Grădina Ghețimani, în timpul rugăciunii lui, Isus Hristos spune: Tată, ție toate lucrurile îți sunt cu putință. Dumnezeu, este cert, își dorește să pună capăt suferințelor noastre. Și mai mult, este cert, poate să le pună capăt. Însă lucrurile nu sunt deloc simple. Minunile pe care le face Dumnezeu par uneori atât de arbitrare. O persoană este vindecată în timp ce alte mii mor. Cartea Iov este atât de frustrantă și totuși atât de inspirată în ceea ce privește analiza rugăciunii fără răspuns. Acolo observă pit soluția lui Dumnezeu la atât de multă nefericire este revelarea măreției sale și nimic altceva. Cu alte cuvinte, continuă autorul. Această carte nu explică neapărat de ce li se întâmplă oamenilor buni lucruri rele, ci mai degrabă cine este Dumnezeu și cum trebuie să răspundem noi atunci când ne confruntăm cu nedreptățile vieții. Așadar da, Dumnezeu iubește da, Dumnezeu poate totul, și atunci, e bine, atunci nu ar trebui să ne intereseze prea mult de ce. Atunci ar trebui să privim mai mult spre El, să ne încredem mai mult în El, să ne agățăm mai tare de El, să fim mai siguri că El poate totul, în ciuda celor ce ni se întâmplă. În Gulagul Siberian. Crucea are aprins în Soljenitsyn, scriitorul rus, speranța că totul este cu putință la Dumnezeu. Chiar acolo, unde totul părea să sugereze contrariul, de fapt mai ales acolo. O a treia întrebare care se pune ține de fundamentul rugăciunii, dacă Dumnezeu, oricum își face voia. Oare la ce bun rugăciunile noastre? De pildă rugăciunea lui Isus în grădina Ghețimani contrazice planul revelat al lui Dumnezeu. Dar această cerere sfâșietoare, observă Pit, ne asigură că e ok să te întristezi și să plângi, să îl implori pe Dumnezeu și să te întrebi de ce. Uneori, onestitatea, chiar dacă se exprimă în termeni contrari voi divine, te apropie mai mult de Dumnezeu. Atunci când Pit din pricina unor experiențe, să le numim teribilist juvenile, a început să-L nege pe Dumnezeu și a dat seama de fapt că începuse să vorbească mai mult cu El decât altădată. Căci rugăciunile nu mai erau simple, nu mai erau anoste, liniare, ci pline de năduf, pline de vitalitate, personale. Rugăciunea sinceră, intensă, puternică, nu vine din prea plin, nu mărturisește abundența, ci, cum spune Ellen E. Lewis, dă seama de epuizarea resurselor verbale, intelectuale și spirituale. Rugăciunea este, așa cum spuneam la început, acea recunoaștere a slăbiciunilor tale, a dependenței tale de Tatăl tău Atotputernic. Rugăciunea este, în termenii acelui Ellen E. Lewis, un act de capitulare. Imaginați-vă, însă, cât de greu este să faci acel pas înapoi pentru a lăsa suveranitatea lui Dumnezeu să se arate în viața ta. Atunci când era pe punctul de a-și pierde soția, Pete Greg i-a spus lui Dumnezeu plin de mânie că nu avea de gând să-și lase soția cu una cu două. Când am ajuns în propriul meu ghețimani, constată el, am strigat Ava, tată, îndepărtează de la mine paharul acesta, după care efectiv am trântit ușa. În contraexemplu, autorul descrie cazul unui cunoscut, a cărui soție a rostit o rugăciune dintr-o perspectivă radical diferită. Atunci când fica ei era pe moarte, s-a rugat ca Dumnezeu să facă ceea ce va aduce mai multă slavă numelui său. Lipsa unui răspuns la rugăciuni este situată de către Pit Greg în teribilă atmosferă a vinerii mari. Dar dacă ne întrebăm onest și lucid de ce nu ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni, am putea găsi câteva variante. În primul rând, unele rugăciuni nu primesc răspuns pentru că sunt pur și simplu stupide. Poate că rugăciunile noastre sunt stupide, dar spune autorul, este un privilegiu să fim ascultați de Dumnezeu atunci când îi spunem ceea ce ne supără și este firesc să îi cerem ajutorul. Conversația este semnul oricărei relații vii și pline de dragoste, mai ales conversația despre lucruri mărunte. În al doilea rând, unele rugăciuni rămân fără răspuns pentru că sunt în contradicție cu alte rugăciuni. Sau poate că trei ar fi în detrimentul lumii și al vieții altora. Însă multe rugăciuni nu primesc răspuns fiindcă toată creația este supusă de șertăciunii și nu a fost încă izbăvită din robia stricăciunii. În Ioan 16 cu 33 ni se spune foarte clar, în lume veți avea necazuri. Și totuși, atunci când dăm de ele, ne mirăm de parcă ar fi ceva nou, ceva neașteptat, ceva ce nu ar trebui să întâlnim niciodată. Ne rugăm pentru o lume perfectă, pentru partenerul perfect, pentru copilul perfect. Dar atunci când nu primim așa ceva, ne considerăm trădați de Dumnezeu și ne mâniem pe El. Isus însă ne-a spus că vom avea de-a face cu aceste greutăți. Dar ne-a promis că va fi alături de noi în mijlocul lor. În al cincilea rând, lipsa răspunsului se datorează și perspectivei și așteptărilor noastre eronate, adică nebiblice, față de Dumnezeu. Credem uneori că El trebuie să ni se supună și ne condiționăm credința de această doctrină falsă. Când, în ciuda rugăciunilor sale, un proaspăt convertit pe nume Kevin și-a pierdut tatăl dezamăgit de Dumnezeul pe care și-l imagina, s-a retras din biserică și și-a lepădat și credința. Asta înseamnă că bazele doctrinare au fost greșite. Kevin a clădit pe nisip. În al șaselea rând, unele rugăciuni nu sunt ascultate pentru că Dumnezeu are pregătit ceva mai bun pentru noi. Trebuie să recunoaștem, Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi, fiindcă nu-i așa perspectiva lui este infinit mai mare decât perspectiva noastră. Dar rugăciunile pot rămâne fără răspuns și, în al șaptelea rând, pentru că motivația lor este egoistă. Sau poate că, văzând că lipsa răspunsului ne face să ne intensificăm eforturile și întrezărind o progresivă apropiere de el, Dumnezeu tace în adins. Tace pentru a ne atrage într-o relație tot mai profundă cu el. În al optelea rând, se întâmplă uneori să te rogi pentru întoarcerea cuiva din familie, iar rugăciunile rămân fără răspuns. În cazul acesta, explicația este simplă. Dumnezeu nu va obliga pe nimeni să facă ceva ce nu vrea. Pe de altă parte, însă, trebuie să înțelegem că puterea lui Dumnezeu este legată mai degrabă de influență decât de control. Lumea nu este o scenă de teatru, iar oamenii nu sunt simple păpuși în mâna lui Dumnezeu. Prin urmare, în al nouălea rând, atunci când ne rugăm pentru cineva, trebuie să pricepem că Dumnezeu nu poate forța lucrurile, dar le poate influența. Iar asta presupune un proces treptat, nu un mecanism impersonal de control forțat. Însă mai e ceva. În al zecelea rând, unele rugăciuni nu au efect fiindcă voia lui Dumnezeu este atacată de duhurile răutății care sunt în locurile cerești. În acest sens, perseverența, credința și folosirea cu autoritate a Cuvântului lui Dumnezeu devin vitale pentru obținerea biruinței. În al 11-lea rând, unele rugăciuni nu sunt ascultate, fiindcă nu credem noi înșine că ar putea fi ascultate. Cunoașterea lui Dumnezeu joacă aici un rol fundamental. Cu cât îl cunoaștem mai bine, cu atât credem mai mult că ceea ce îi cerem s-ar putea împlini. În al 12-lea rând, unele rugăciuni nu au primit încă un răspuns. Punct. De aceea, perseverența noastră este așteptată. În al 13-lea rând, păcatul poate sta în calea rugăciunilor noastre. La fel, nepăsarea față de alții poate sta în calea rugăciunilor noastre. Ideea de absență a lui Dumnezeu este situată de Pitt Grey în atmosfera misterioasă a Sâmbetei Mari, despre care Biblia nu spune mai nimic. Sâmbăta Mare, observa autorul, este ținutul nimănui dintre întrebări și răspunsuri, dintre rugăciuni rostite și miracole ce urmează să se împlinească. Este locul în care așteptăm. Ori de câte ori Dumnezeu tace sau viața nu mai pare să aibă sens. Precum înveți un copil să umble singur, Dumnezeu vrea să ne ajute să ne maturizăm, și de aceea, uneori se retrage din experiența noastră, făcându-se tot mai puțin evident sau disponibil. Astfel, în timp, ajungem să fim conștienți de prezența lângă noi a Creatorului nostru chiar și atunci când trecem prin situații teribile, în ciuda faptului că El nu își face simțită prezența. Iată, aici găsim maturizarea spirituală la care toți accedem. Cartea lui Pete Gregg poate fi un real balsam pentru cei ale căror răn sufletești încă mai sângerează, ca urmare a unor situații tragice de care s-au izbit, a unor traume de care nu se mai pot dezlipi sau a unor dezamăgiri peste care nu mai pot trece. Bine structurată și destul de bine tradusă, singura mea rezervă mai nuanțată având legătură cu așezarea virgurilor, această carte ar merita discutată în grupurile mici pentru o înțelegere mai profundă a rostului rugăciunii, ca și a condițiilor în care aceasta își are sau își pierde eficiența. Înainte de a încheia, aș dori să vă las cu o excelentă interpretare pe care o face autorul paragrafului din Luca, capitolul 17, versetele de la 17 la 18. Citez. Într-o zi, Isus a vindecat 10 bărbați de lepră, după care i-a trimis să fie văzuți de preoți. Numai unul dintre acești bărbați și acela un samaritian s-a întors să-i mulțumească, Oare n-au fost curățiți toți cei zece? exclamă Isus. Dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Relatarea aceasta nu ne dă doar o lecție de bune maniere, ci subliniază un aspect important legat de priorități. Toți cei zece au fost vindecați în egală măsură, dar numai unul S-a închinat cu adevărat. Ceilalți nouă au considerat răspunsul la rugăciunile lor mai important decât prezența celui care a dat răspunsul. Au primit vindecarea cu bucurie, dar au ratat cel mai mare miracol dintre toate: prezența lui Dumnezeu.